Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în următorul material vom afla informații despre viața pe Pământ, medii de viață și fenomene cunoscute. Soarele, marea stea care se află în centrul sistemului nostru solar, are un rol foarte important pentru viața de pe planeta Pământ. Aceasta n-ar fi decât o sferă din piatră acoperită cu gheață, pe care nu ar exista viață. Doar datorită căldurii soarelui, temperatura ajunge pe Pământ la un nivel potrivit pentru ca apa necesară vieții să fie lichidă. Știți că planeta Pământ se mai numește și planeta albastră? Plantele folosesc energia existentă în lumina soarelui pentru a-și produce hrana necesară creșterii și ne asigură oxigenul necesar vieții pe Pământ. Animalele și oamenii se hrănesc la rândul lor cu aceste plante sau cu animalele care mănâncă plante. Dar uneori vara, căldura foarte mare și lipsa ploii duce la uscarea plantelor și astfel animalele pot suferi de lipsa hranei. Căldura soarelui conduce vânturile și furtunile și, datorită ei, se evaporă din oceane cantități imense de apă, care cad mai apoi sub formă de ploaie, udând pământul. Aceste furtuni sunt uneori foarte puternice, distrug case, orașe chiar, iar ploile, dacă sunt foarte puternice, produc inundații. Ploile cu grindină fac mari pagube în agricultură. Odată cu trecerea anilor și creșterea încălzirii globale, adică pe tot globul temperaturile sunt mai mari, se încălzesc oceanele, cade zăpadă în unele zone unde vremea e caldă și invers, și ghețurile se topesc la pol. Și pentru corpul nostru, efectele luminii solare aduc o multitudine de beneficii. Mențin sănătatea oaselor. Este necesar să stăm timp de 15-20 de minute la soare. Dar atenție! Vara trebuie să stăm la soare la ore potrivite. Specialiștii recomandă, în special dimineața în primele ore după răsărit și cele câteva ore înaintea apusului. Vara trebuie să purtăm haine de bumbac lejere, în culori deschise, pălărie de soare, ochelari de soare și, nu în ultimul rând, să aplicăm creme de protecție solară. Dacă stați mult timp în soare, puteți face insolație și o să vă simțiți foarte rău. Specialiștii au reușit să folosească energia solară ca să producă căldură sau curent electric folosind panourile solare. Folosește informațiile din video pentru a răspunde la câteva întrebări. Oprește filmul, formulează răspunsul, apoi te vei putea verifica folosind răspunsul meu. Ce s-ar întâmpla cu apa din râuri și lacuri dacă soarele ar trimite mai puțină căldură către planeta noastră? Apa ar îngheța și multe plante și animale ar muri. Ce s-ar întâmpla cu insectele dacă ar fi foarte cald? Ele dispar, se ascund sau mor. Unele insecte nu rezistă la temperaturi foarte înalte. Dacă ai trăit într-o țară în care este foarte frig, crezi că ar fi utile panourile solare pentru casa ta? Nu ar fi cea mai bună soluție. Nu ar avea suficient soare astfel încât să producă lumină și căldură.
La revedere!